Bună ziua, domnule Petrea, bine ați revenit la FCSB din postura de antrenor principal acum. Se poate spune că este cea mai mare provocare a carierei dumneavoastră? Bună ziua! Da, am revenit la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacții profesionale, din postura de antrenor secund, într-adevăr. Acum, într-adevăr, este o provocare ca antrenor principal, însă n-am de ce să fiu îngrijorat, din contră, sunt chiar bucuros. Ce v-a determinat să acceptați oferta? Cum ați primit-o? La ce v-ați gândit prima dată când ați fost contactat? Da, eu terminasem cu conturile cu Al Wasl Dubai, după care am fost contactat de oficialii clubului și mi s-a propus revenirea la echipă. Am fost foarte bucuros și fără ezitare am acceptat. Ați discutat pe această temă și cu fostul dumneavoastră colaborator, Laurențiu Reicamp, alături de care ați lucrat aici de 2 ori înainte? Da, cu Laurențiu am o relație foarte bună, vorbim, comunicăm, normal, că am cerut și lui părerea și totul este ok. Dintre vechii dumneavoastră colaboratori, veți lucra din nou aici cu Thomas Neubert, preparatorul fizic. Cât de important va fi el pentru dumneavoastră în condițiile în care sunt probleme de lot din cauza accidentărilor și așa mai departe? Da, cu Tommy lucrez de când am apucat de ca antrenorat aproape, cu bine, cu o pauză de câțiva ani când a fost el plecat. Ne înțelegem foarte bine, avem o relație profesională foarte bună, am mare încredere în el. Și sunt fericit că a putut să vină alături de noi, să ne ajute și să ne ajutăm să ducem echipa mai mult mai sus decât unde este acum. Cum percepeți dumneavoastră lotul actual, dacă se poate și făcând o comparație cu loturile precedente, în special cel pe care l-ați antrenat și a avut mari performanțe, câștigând 2 titluri la rând și ajungând în optimile de finală ale Europa League și în grupele Champions League? Da, uitându-ne pe clasament, în momentul de față e destul de greu să putem face comparații la nivelul acesta. Dispunem de jucători talentați, de jucători tineri de perspectivă și rămâne numai de ei să demonstreze că au valoare să ajungă la acel nivel la care s-a ajuns în acea perioadă. Iar rolul nostru este de a-i ajuta și de a-i sprijini în tot ceea ce fac, să le creștem nivelul valoric individual și al echipei. În perioada în care ați fost plecat în sezonul actual în Emiratele Arabe Unite, ați avut posibilitatea să urmăriți jocurile echipei? Ce părere v-au făcut sau din afară care păreau a fi problemele la Da, echipă? am urmărit fotbalul din România, l-am urmărit, nu am fost rupt de fenomen. Ce pot să spun? Ce am văzut eu și ce mi s-a părut, nu mai suntem o echipă, nu mai era o echipă, nu, doar individualități, care în timpul meciului nu trăgeau la aceeași căruță, să zic așa. Probabil că aici ar trebui să lucrăm și noi, să aducem jucătorii la un nivel de înțelegere a jocului pentru a fi mai uniți și a putea avea rezultatele dorite. Debutați chiar împotriva echipei campioane antitră, CFR, și este un meci important pentru echipa dumneavoastră din perspectiva clasamentului, dar în același timp și cu gândul la meciul de cupă de miercuri viitoare. Cum vedeți partida de mâine? Da, o partidă dificilă, cu un adversar foarte bun, din punctul meu de vedere, cea mai experimentată echipă din Liga 1, cu un antrenor foarte bun, care au obiectiv clar câștigarea campionatului și vor veni să joace cu dăruire și cu ambiție, sunt convins de chestia asta. În schimb, noi nu avem nicio presiune, jucăm, vreau să văd joc bun din partea elevilor mei și o eliberare, așa, dacă pot să spun, de tot ce s-a întâmplat până acum și să care să ne dea premize pentru viitor, pentru meciul de cupă și să ne dea încredere. Sper într-un rezultat bun și să putem aborda finala cu mai multă încredere.
veți menaja o parte dintre jucătorii considerați a fi titulari, să zicem, pentru miercuri? Ne gândim la o formulă de echipă cât mai aproape de ceea ce vrem noi să jucăm. Încă nu ne-am decis asupra formulei de start, însă cert este că vrem să pregătim meciul de miercuri din finala Cupei României. Cum au fost aceste prime zile alături de echipă? Cum i-ați văzut pe jucători? Cum i-ați simțit? Cum a fost revederea cu foștii colaboratori din stafful clubului și așa mai departe? Da, e o bucurie pentru mine să, repet, să revin la acest club, în această bază frumoasă și să mă întâlnesc, mă reîntâlnesc cu oamenii cu care am lucrat. Da, jucătorii am găsit un pic demoralizați, un pic abătuți, dar am discutat și cu ei zilele astea, două, trei zile. Încerc să le ridic moralul și să fac să înțeleagă că ceea ce contează în momentul de față este ceea ce va urma. Ceea ce a fost, a trecut, e istorie. Trebuie să ne concentrăm pe lucrurile de care urmează pe viitor. Ok, vă mulțumesc și vă urez mult succes. Mulțumesc și eu.